Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și vă invit să inaugurăm împreună emisiunea Rădăcini. Am mai fost în grila noastră, dar acum suntem hotărâți să intrăm în forță și să ne căutăm rădăcinile, pentru că merităm asta cu toții. Și vreau să vă spun că am avut bucuria să particip la o activitate care am stabilit că se potrivește extraordinar de bine cu ideea emisiunii noastre, motiv pentru care am invitat pe Albin Elfirescu, șeful secției de etnografie și artă a Muzeului Județean Gorj, și Alina Tița, care este liderul de proiect, managerul de proiect pe Gorj, a unui proiect care s-a terminat foarte frumos, sau încă nu s-a terminat. Se termină la sfârșitul lunii iulie. Legat de colaborarea cu muzeul cu Play Center, da? Dar nu pentru asta v-am invitat în fața televizoarelor, dragi telespectatori, ci pentru că acel proiect s-a continuat cu un altul la fel de frumos și Alina și Albinel și Muzeul Județean Gorj, dragi telespectatori, ne-au făcut să ne invadeze indienii. Dacă citeam când eram mici, noi ăștia mai de vârsta de după 30-40, cărțile despre Vinetu și despre apașii, iată că apașii ne-au călcat pragul. Și înainte de a vedea materialul pe care l-am, în afară de spectacolul pe care vi l-am oferit în exclusivitate și integral deja săptămâna trecută, am făcut și un mic reportaj, pentru că s-a făcut și o vizită la muzeu, s-au făcut un workshop, un schimb de experiență între meșterii noștri și meșterii lor. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb pe voi, deși am vorbit și în reportaj puțin, cum a fost experiența cu indienii la voi acasă? Că voi ați fost gazdele câteva zile bune. Alina, că tu ai început... Ai plecat pe drumul colaborării cu americanii. Da, exact. În primul rând, o mică corecție, este vorba de amerindieni, deci indieni nativi din Statele Unite ale Americii. Amerindieni, corect. Că la prima vedere lumea poate să înțeleagă indieni din India. Foarte adevărat. Nu este cazul, deci amerindieni, muzică nativ americană. Da, datorită proiectului Note Comune, conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne și datorită legăturii foarte bune pe care o avem cu Ambasada Statelor Unite, ne-au rugat, ne-au oferit această oportunitate pe care, bineînțeles, că am acceptat-o și, iată, a avut loc acel program de săptămâna trecută cu acel grup Yellow Bird, care a dansat atât de frumos și au spus povești indiene, amerindiene, la mall-ul din Târgu Jiu și în centrul orașului. Dar au făcut și o frumoasă vizită la Muzeul Curtișoara, unde gazda s-a ocupat să îi primească cu meșteșuguri, cu de toate. Din păcate, prea puțin timp. Prea puțin timp pentru a stabili anumite punți importante între două civilizații, pentru că aici vorbim de două civilizații. Bănuiesc că dacă ar merge cineva și ar expune călușul, de pildă, sau alte obiceiuri din zona Olteniei, sau nu neapărat a Olteniei, ar fi primite cu foarte mare interes și s-ar găsi niște corelări mult mai clare în privința comunicării om-natură. Despre asta vorbind dânsii. Acum se pot spune foarte multe sau ar fi interesant de discutat sau de început o discuție pe conștiința de sine sau pe conștiința valorii și dacă suntem pregătiți ca noi, ca popor, în urma experiențelor istorice legate de proprietate sau de tradiția muncii sau tradiția muncii colective, după cum spunea Constantin Rădulescu Motru, să ne valorizăm mai bine sau să conștientizăm mai bine propriile valori. Aceasta vine ca o interfață sau mai degrabă ca un exemplu. Mai ales că dacă tot vorbim de munca asta colectivă, indienii americani, așa cum citeam în cărți, trăiau în triburi și erau o mare familie, adică fiecare cort era o familie, dar împreună reprezentau o familie, o comunitate, ca și noi de altfel. Avem drumuri, aveau poteci. Plecau bărbații la vânătoare, rămâneau femeile la
pletit de pănuși de porumb, cum o să vedem în reportaj, sau la săpat porumbul. Deci aș vrea să întreb pe Alina, pentru că nu știu dacă tu, Alina, ai fost în America în celălalt proiect. Alina a fost acolo. Cum ți s-a părut America? Cum ți s-a părut americanii? Pe indieni i-am cunoscut, acum i-am cunoscut și pe ceilalți americani care i-ai avut partener în proiect. Cum ți s-a părut acolo? Știu eu, se cultivă terenurile, se muncește, cum sunt asta oamenii? Asta n-aș putea să spun, că noi nu am fost în zonă rurală, noi am fost în orașe, deci în zonă urbană, dar ca și oameni, americanii sunt foarte deschiși, foarte prietenoși, săritori, oameni care te ajută, cu nu care relaționezi imediat, nu, foarte calzi. Lume? Nu, din potrivă. Chiar imediat se stabilește o legătură naturală, parcă de prietenie. Parcă ei cunoaște dintotdeauna. Cel puțin asta a fost experiența mea. Și cum li s-a părut la noi? Și la unii și la alții? La fel spuneau despre noi. Vă referiți la cel de-al doilea grup? La cei care au venit recent? Cum s-au simțit? Care a fost foarte bine. Feedback-ul celui de-al doilea grup nu-l avem încă. Însă primii s-au simțit extraordinar de bine și unii, din ce știu, își doresc să revină pe cont propriu la anul. Iată că ne ocupăm și de turism. Da, de promovarea țării în ansamblu ei, da. Da. Până când va fi gata materialul ca să discutăm concret pe el, pentru că sunt poate mulți telespectatori care n-au văzut spectacolul ca să știe exact despre ce vorbim, noi am prezentat în reportaj întâlnirea de la Curtișoara între cele două civilizații, dar și câteva fragmente din acel spectacol care a fost impresionant, atâta culoare, atâta energie, poftă de viață, da, și grijă ales, față de mediul înconjurător, mai față de natură. Și aș vrea să merg la Albinel să ne compare motivele întâlnite pe costumul indian pe care l-am văzut la spectacol și pe care o să-l vadă și telespectatorii imediat, și motivele din muzeul pe care tu îl păstorești acolo la Curtișoara. Nu doar motivele din punct de vedere, nu doar motivele din punct de vedere fizic le-aș găsi. În primul rând este vorba de o semantică. Există aceleași motive din punct de vedere al relaționării om-natură. Modul în care ei au înțeles lucrul ăsta și le expun cu atâta patos, dă acea dimensiune a valorii de sine despre care vorbesc. Aceleași valori le avem și noi. Sunt în atâtea exemple în prejurul nostru, numai că trebuie să deschidem mai bine ochii și să le vedem. Probabil că sunt banalizate tocmai prin frecvență. Suntem atât de bogați în obiceiuri, în tradiții, și atât de obișnuiți cu ele încât nu le conștientizăm. Nu ne dăm seama cât de repede le pierdem sau cât de repede se distrug. Dacă de la o generație la alta, da, pur și simplu aruncând la coș. Îmi dau seama, făcând o paralelă sau un exemplu poate ușor forțat, anume faptul că după etapa istorică a comunismului, atât de mult s-au aruncat lucrurile care au avut legătură cu această etapă istorică, încât cu greu am putut găsi încât să încropim din punct de vedere expozițional sau să o expunem. Deci, iată că lucrurile astea ne scapă cumva și ar trebui să fim mai atenți. Asta este exemplul pe care ei ni-l oferă. Respectul, în primul rând, față de natură, față de sine, necondiționat, trăit și continuat, continuitate. Da? De asta lucrurile s-au văzut cu atâta culoare. Evident că în urma acestei relaționări om în mediul natural, culorile, sigur că sunt comune și acolo și aici. Vorbea coordonatoarea grupului despre rolul clopoțeilor sau despre rolul anumitor culori. Același rol sau cumva chiar extins, poate îl cunoaștem noi mai bine, poate ei n-au putut suficient de mult să ne explice sau să ne ducă în substanța ritualului. Îl avem și noi.
Verdele îl găsești acolo, verdele îl găsești aici. Galbenul este culoare celestă sau roșu, sigur că sunt și aici. Costumele populare sunt impregnate de astea. Până la urmă, zeitățile soarele au fost, sau divinitățile, și la daci și mama natură, Bendis, sunt acelea pentru ploaie. Sigur, sunt pentru ploaie, pentru mulțumirea ploii, vedem la ei, la noi sunt și pentru invocarea ploii. Cu paparudele, cum spuneam. Diverse obiceiuri, da. Sunt multiple obiceiuri, este un repertoriu foarte variat care izvorăște din această comunicare sau comuniune om-natură în decursul a mii de ani sau zeci de mii de ani. Avem acolo și un SMS afișat pentru telespectatorii care doresc să ne comunice ceva. 0766314582. Haideți să vedem între timp reportajul și noi, să vedem ce a ieșit din munca noastră comună, să vadă și telespectatorii pe oaspeții voștri din America, după care vom continua să tragem concluzii. Urgenii s-au putut bucura zilele trecute de un spectacol inedit susținut de grupul de indieni americani din tribul Apache, Yellowbird Apache Dancer, în mallul din Târgu Jiu și în centrul orașului. Acesta a făcut parte dintr-un turneu organizat în România de Biroul de Diplomație Publică din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. În timpul vizitei în Gorj, membrii grupului au vizitat Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara și au participat la un schimb de experiență cu meșterii populari din județul nostru. După ce au văzut cum se lucrează la noi, indienii au arătat celor prezenți cum fac apașii jucării pentru copiii lor din pănuși de porum și fire de lână colorată. Dragi telespectatori, nu v-ați fi gândit că în prima ediție din acest sezon a emisiunii Rădăcini vă voi arăta un meșteșug indo-american. Vă amintiți apașii despre care citeam cândva în cărți? Ei, iată, apașii au venit la noi să ne învețe cum se fac păpușile, să danseze, să ne arate rădăcinile lor de sute de ani în urmă. Hello! Hi, we are making corn husk people. This is what our people would make for their children, for toys. Facem niște păpuși din pănuși de porumb. Copiii din tribul de apași foloseau astfel de jucării. Because we did not want to waste anything. We always try to use everything. Pentru că nu vroiam să irosim nimic, așa că ceea ce rămânea încercam să le dăm o utilitate. So instead of throwing away the corn husk, we would use it to make animals and people. Așa că în loc să aruncăm pănușii de porumb, le foloseam pentru a face păpuși și animale din ele, a construi. Jucării. Da, jucării. So today we will make you people, but there's also people, we can make also different animals. Astăzi vom face păpuși, dar putem să facem și diverse animale. And so when the mothers and the grandmas are collecting the corn, așa că atunci când mamele și bunicile noastre culegeau porumbul, the older children keep the younger children busy by making these people. Copiii cei mari îi țineau ocupați pe cei mici și făceau astfel de păpuși. Let's see. It is something that we have learned from our grandmothers. Este un meșteșug pe care l-am învățat de la străbunii noștri. I have made the hair and the head. Am făcut aici părul și acesta este capul. I've seen that your people also made corn husk people. Am văzut că și la voi în această regiune se fac jucării din pănuși de porumb. Yes.
Noi când eram mici făceam preșuri de șters pe picioare care se puneau la ușă, făceam la școală. She said that when she was little she used to make door mats from corn husks. Okay. Yes. La școală. And they used to make it when they were in school. Oh, okay. Yeah. It's good to make use of something that most people just throw away. E bine să dai utilitate unui lucru pe care mulți l-ar arunca. Okay. Și îmbrăcăm păpușile în straile tradiționale. And do we dress the puppets in traditional clothing? You can. Se poate, da, se poate. You can make them have a dress or pants, either way. Merge oricum, pot purta ori rochie, ori pantaloni în cazul în care sunt bărbați. And you can make them a purse or you can make them backpack. Sau se poate adăuga, li se poate adăuga o geantă dacă e femeie sau un rucsac dacă e bărbat. When we go to schools and teach children at schools, many times the children will make them into like superheroes. De multe ori la școală copiii când construiesc aceste păpuși le transformă în eroi din desenele lor preferate. And then they add capes or spears or shields or different types of. Și apoi în funcție de eroul preferat adaugă fie pelerine, fie săbii, diverse accesorii. Or hats or. Sau chiar pălării. Then you just fan it out like gata, this and make a dress. Make a dress. So, are o rochie. Yes. Like so that's a woman. A woman. Because she has a dress. And then if you break it in half. Adică pe românește este o fată și are o rochie. Rochie. Or you can make it and just cut it here and make feet and it has pants. Yeah. Și apoi dacă se despart cele două părți se poate transforma în pantaloni, da. Și atunci sunt bărbați. And then you can make use different colors to make a dress hanging here. Și apoi din diferite culori se pot împleti și se pot face diverse haine pentru păpușă. Dragii mei, Ken Duncan este liderul grupului Yellow Birds. Și l-am văzut într-un spectacol extraordinar. Acum putem să vorbim, să ne spună câteva vorbe despre acest dans specific a pașilor și despre vizita aici în România, cum i-a plăcut. Bună, Ken! Hello, Ken! She said that we could see you last night in a great performance. And can you please tell us a few words about the dances and your experience in Romania? The dances that we have been presenting are all to give respect to nature, to communities. Dansurile pe care le-am prezentat, toate au ca scop respectul arătat naturii ce ne înconjoară. And so all of our songs and all of our dances, they have meanings. Așa că toate dansurile și cântecele noastre au semnificații. And my time here in Romania has been very, very good. The countryside is very beautiful. Iar timpul pe care l-a petrecut în România a fost extraordinar, îi place cel mai mult zona rurală. Albinel Filescu este șeful secției de etnografie și artă de la Muzeul Județean Gorj. Acum ne aflăm la Muzeul Curtișoara și el este gazda activității de astăzi. Ai adus, Albinel, inclusiv meșteșugurile vii. Vorbeam că nu trebuie să fie Curtișoara un muzeu mort la un moment dat și un muzeu viu. Iată că astăzi a înviat. Ei bine, se poate face mult mai des, mult mai frecvent lucrul ăsta și foarte diversificat. Acum, în primul rând, este o experiență inedită și totuși nu este un aspect neobișnuit. Dacă avem în vedere structura mentală a populațiilor băștinașe, indiferent unde s-ar afla ele, e vorba de sedentarism, un caracter pe care omul capătă în comuniune directă cu natura, cu mediul înconjurător și care leagă de pământ. Legarea de pământ sau legarea de glie, nu mă refer la legislația medievală, așa, spune faptul că omul se simte ancorat sufletește într-un tărâm, într-un mediu. Lucrul ăsta l-am constatat și la acești apași
cei care au venit la noi și ne-au invocat un lucru plin de noblețe și anume mulțumirea pentru că au primit ploaie, nu neapărat doar invocarea ploii, și o formă de civilizație avansată, pentru că, spun civilizație avansată, asta înseamnă cunoașterea tuturor formelor de viață în amănunțime, în profunzime a obiceiurilor acestora și respectarea lor. Asta înseamnă cu adevărat civilizație. Dacă noi nu cunoaștem ceea ce se întâmplă împrejurul nostru și nu respectăm ceea ce se întâmplă împrejurul nostru, nu înseamnă că suntem neapărat civilizați, ci doar parți, cunoscători unor adevăruri parțiale, ceea ce înseamnă că nu neapărat suntem civilizați. Ei bine, ei vin cu o civilizație avansată, aici întâlnesc o civilizație similară, raportată la relația om-natură. Obiceiurile sunt similare, este remarcabil cum la mii sau zeci de mii de kilometri pot în aceleași sau în condiții asemănătoare comunicarea om-natură să fie una similară, una apropiată. Da, avem motive care seamănă, avem materiale similare pe care le folosesc și ei și noi, adică pănușul de porumb, lâna colorată, vă amintiți natural, foarte bine, de exemplu, împletirea pănușilor la școală. Sesăturile, da? Sesăturile care seamănă, sigur, și ca material, și ca vopsit, și ca motive. Și cu toate astea, cele două civilizații nu cred că s-au întâlnit vreodată până acum. Cea românească și cea indiană. Americană. Au un punct de întâlnire, au un punct natural. De natura, mediul natural. Meritul vizitei apașilor în județul nostru îl are Muzeul Județean Gorj, care a început o colaborare strânsă cu Ambasada SUA la București, după ce a câștigat și implementat un proiect împreună cu Muzeul Clay Center din Virginia de Vest. Doamna Marjorie Stern este atașatul cultural al Ambasadei SUA în România și am să o rog să ne spună câteva vorbe despre acest frumos proiect. This year, we're celebrating with Romania 135 years of diplomatic relations. The two countries are good friends and good partners. Anul acesta sărbătorim 135 de ani de la relații diplomatice România Statele Unite, ambele țări fiind parteneri și buni prieteni în relațiile diplomatice. One of the ways we decided to celebrate the 135th anniversary is with a unique cultural program. Și un mod de a celebra acești 135 de ani de relații diplomatice România-Statele Unite este printr-un program cultural inedit. And when we have a cultural program, we try to share diverse types of American culture, not only jazz or film, like so many Romanians are familiar with, but other types of culture, such as this program, which is Native American culture. Și atunci când avem un program cultural, încercăm să împărtășim celorlalte țări nu numai programe artistice sau muzicale, cum ar fi cele de jazz, dar și cum este acest program de cultură nativă americană. I visited Târgu Jiu last year as a tourist and I was very impressed with the beauty and the cultural and touristic aspects to Târgu Jiu. Am vizitat Târgu Jiu anul trecut și am fost foarte impresionată de aspectele culturale și turistice ale orașului. And we were also very impressed by the museum, the Gorj County Museum, being selected in a very competitive and prestigious program called Museums Connect. Și am fost la fel de plăcut impresionați de performanța Muzeului Județean Gorj, care a fost selectat în programul prestigios Museums Connect. Which also shares the cultures of the United States and Romania. And for these reasons, we selected Târgu Jiu to be a partner for this particular cultural program. Care proiect dezvoltat între un muzeu din Statele Unite și muzeul nostru, care la fel este un proiect cultural, de schimburi culturale între cele două instituții, între cele două țări, România și Statele Unite. Acestea sunt motivele pentru care am decis ca acest program să aibă loc și la Târgu Jiu. Ce vedeți pentru viitor legat de colaborarea cu Târgu Jiu? We
We would like to continue working with Târgu Jiu because we like to have our projects not only in the capital, and this Târgu Jiu has proved to be a good partner with the Museums Connect and with this program, so I'm sure we'll do other programs in the future. It might be a music program, it might be another film program, we're not sure, but I'm sure we'll be back here. And I know the museum is planning to continue their collaboration with the Clay Center in West Virginia. Vrem ca programele culturale pe care ambasada le aduce să nu se limiteze numai la capitala țării, ci să fie prezentate și în alte orașe, iar Târgu Jiu a dovedit că este un bun partener de colaborare. Așa că vom veni și cu alt tip de programe, muzicale, artistice. Iată, amerindienii, am corectat între timp și pe burtieră ca să fie clar pentru toată lumea că e vorba de indienii nativi în America și nu indienii din India. O să rog pe toată lumea să nu mă sune, că sunt în direct, trimite SMS. Avem un SMS, sunt și cei care respectă regula. Și am să-ți spun și cine ne trimite acest SMS. Este vorba de colaboratorul și al nostru, al televiziunii SA TV și al Muzeului Județean Gorj, domnul Dorin Brozbă, care spune: felicitări pentru emisiune, mulțumim, domnul Brozbă, mult succes celor doi tineri pentru munca nobilă de a face cunoscută în lume cultura adevărată a Gorjului pitoresc. Se și semnează Dorin Brozbă, dar nu știam că se semnează, eu vreau să-l desconspir. Mulțumim, domnule Brozbă, și dumneavoastră sunteți un luptător pe altarul culturii și al păstrării tradițiilor. Au văzut și telespectatorii despre ce vorbeam noi. Cred că e un lucru frumos. Sper că s-au simțit bine și că le-a plăcut faptul că am încercat și noi să imortalizăm ceea ce s-a întâmplat acolo. Ce credeți că urmează? Ce se va întâmpla în continuare? Veți scrie alte proiecte cu americanii? Îi veți invita, poate de data asta, să mulgă și o oaie, o vacă, să ia mierea din stupi? Aveți acolo în spatele unei case niște stupi? O pun deodată stabilită. Tu spuneai că au stat cam puțin. Da, au stat cred cam puțin. Cred că îi puneai la treabă dacă mai stăteau. Cred că măcar o săptămână ar fi fost necesar. Așa, să sau cel puțin, da, să simt așa un pic spiritul oltenesc sau spiritul satului românesc, nu neapărat oltenesc. Pentru că satul românesc are o profunzime deosebită și el trebuie înțeles din interior. Doar o expunere pe, știu eu, pe cărți sau pe, este lapidare, este și lacunare, evident. Numai comparația pe aici, pe acolo, cu punctele asemănătoare pe care ai, poate da, și eu nu cred că au plecat nelămuriți în privința asta, ci comparând cu propriile lucruri, realizează similitudinile de între cele două civilizații. Da, sigur. Sper că le-a plăcut la noi. Ne-au învățat cum se fac păpușile din pănuși de porumb. Asta chiar vorbeam cu Alina înainte, da, și telespectatorii, înainte de a veni. Amerindienii, puneam la cale realizarea, filmarea spectacolului, mă rog, și ce trebuie să facem rost de pănuși de porumb, de unde luăm? Păi! Și de lână, păi! Păi vor să ne facă o demonstrație. Deci ei veniseră cu tema făcută, adică probabil că asta era unul dintre lucrurile pe care le fac peste tot pe unde merg, sau a făcut special la noi? Cred că fac parte din programul lor. Da, pentru că noi am fost mândri să facem parte din cele trei orașe în care ei au avut turneu, alături de București și de Sibiu. Și iată-ne pe practică
pe același nivel de importanță ca Muzeul Astra din Sibiu sau Muzeul Dimitrie Gusti, Muzeul Satului din București. Pentru că celelalte două spectacole s-au ținut în muzee, la Sibiu și la București? Da, da. Da? Și noi le-am oferit, iată, și un mall, și un centru de oraș, și un muzeu. Da, chiar doamnele de la ambasadă au spus că își doreau foarte mult să aibă și un concert la mall. Sunaseră în București la trei mall-uri, însă nu au fost așa de receptivi. Da, te-am și întrebat așa pentru că știam. Da, e puțin mai greu acolo, cer ceva bănuți pentru acea performanță. Ori nu s-a putut, însă la noi a fost o deschidere și chiar mulțumim conducerii mall-ului că au fost receptivi, ne-au sprijinit și iată, primul dintre concerte a avut loc acolo. Pentru prima dată în România au ținut concert în mall. La mall, da. Da. Da, păcat că în alte părți, iată că nu e... Bine, acum București oferta culturală este foarte variată și probabil că de aceea interesul mall-urilor este puțin mai scăzut. Ele caută mai mult vedete naționale, internaționale, exact, exact, care atrag clienți, vizitatori și... Da, de aceea în Târgu Jiu, unde evenimentele culturale, să recunoaștem, sunt puțin mai mici ca număr, s-a putut realiza acest lucru. Și deși era o zi de luni. Și mall-ul nu prea era populat, cred că ați apucat să vedeți, dragi telespectatori, au fost câteva cadre și cu public, deci chiar s-a strâns lumea, da. Adică toată lumea care a trecut pe acolo a rămas. Da, lumea a fost curioasă, pentru că a fost ceva inedit pentru Târgu Jiu. A fost, bineînțeles, și un mic program în avantpremieră al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, care v-a susținut în sensul că a asigurat și sonorizarea, după câte știu. Cărora le mulțumim pentru acest lucru. Da. Toată lumea a făcut voluntariat, inclusiv noi. Așa. Și indienii au făcut voluntariat, că puteau să ceară bani pe spectacol. Da. Da? Și mall-ul a făcut voluntariat și muzeul, nu mai vorbesc că doar cu asta vă ocupați. Da. Pentru că era un proiect în afara activității anului 2015, că de regulă se face un program de activități, vine o instituție publică de cultură și zice, anul ăsta avem de la 1 la 20, nu se abate acolo nici dacă ei. Dar nu ne putem limita doar la acestea. Da, oportunități pot apărea pe tot parcursul anului și să le refuzi din partea mea, da, păcat. Ar fi fost păcat. Da. Să vină americanii să zică, bă, dansăm și noi la voi așa, uite, de dragul culturii. În plus, tocmai de asta sunt proiecte, până la urmă. Da. Nu ai o destinație precisă sau știi precis ce este, este un proiect până la urmă. Cred că este important de punctat un lucru și anume faptul că trebuie precizat. Toate acestea sunt elemente de patrimoniu imaterial. Dacă ați fost atenți la grupul de amerindieni, e adevărat că acolo este vorba despre o familie, dar și acea familie cuprinde toate grupele de vârstă. Sunt foarte atenți în ceea ce privește transmiterea tradiției din generație în generație. Asta este un lucru foarte important. De aceea muzeul apreciază, spre exemplu, și are o disponibilitate pentru acțiunile ONG-urilor care vin cu acest tip de inițiativă, precum și domnul Rozbă, da? Așa, în sprijinirea transmiterii tradiției orale către generația tânără. Pentru că dacă nu ești atent pe patrimoniul imaterial, pierzi inclusiv elementele de folclor, dar pierzi și pe acelea de meșteșug odată cu purtătorilor. Nu mai ai țesători din păr de capră, spre exemplu, la Petrești, ei bine, nu mai ai pe nimeni care să știe să-ți facă așa ceva sau să stăpânească tehnologia asta. Se poate întâmpla în orice alt domeniu. Este foarte subțire acest acest element de patrimoniu imaterial. Transmiterea prin viu grea este foarte subțire. Pentru că în privința meșteșugurilor, acolo implică inclusiv experiment. Și experimentul nu se poate realiza pur și simplu explicând sau citind niște notițe.
ci exersând, prin activitate. Și n-ai motiv să exersezi dacă n-ai pentru ce anume. Da. Sigur că da. Dacă n-ai iar, proiectul. Exact, iar experimentele sau experiențele noastre cândva se făceau la clacă, la șezătoare, pe lângă război, pe lângă depănușatul de porumb. La depănușatul de porumb se mai făceau și dintre astea. Nu se făceau acele păpuși neapărat din pănuși, dar se făceau din cârpe. Nu se făcea o minge din, să zic eu, din pănuși sau din altceva, dar se făcea din părul de la animale sau de la vite pe care erau țesălate, da? Sunt foarte multe lucruri care asupra cărora noi pierdem controlul pur și simplu prin ritmul vieții. Ritmul vieții este un altul, cerințele economice, tehnologice sunt altele, iar atenția noastră, mă repet, a nu știu câta oară, nu este foarte clară îndreptată sau nu este foarte clar îndreptată încât să le păstrăm. Să nu ne trezim mai târziu, cum sunt alte popoare din Occident sau alte civilizații care spun, aoleu, dar uite cum era Franța acum în anii 40 sau în anii 50 sau ce s-a întâmplat cu migrația de la sat la oraș și invers, ce s-a pierdut pe parcursul acestei migrații. Se întâmplă și la noi aceste fenomene, sunt în atenția sociologilor, sunt în atenția etnologilor, dansul respectiv sau ritualul respectiv îmi aduce foarte mult cu călușul nostru, nu întâmplător călușul a fost cuprins în a intrat în patrimoniul UNESCO ca element de patrimoniu imaterial. Deci o mult mai mare atenție, o mult mai mare atenție. Mulți nu ia în serios treaba asta de păstrare a tradițiilor, adică chiar mă uitam la indienii noștri pe care i-am adoptat, că de dacă au venit la noi acolo, aici și acolo, cum arătau ei îmbrăcați în costumul tradițional al de trib, da? Și cum arătau ei la Muzeul Curtișoara când au venit să viziteze și, mă rog, să facă și o demonstrație. Deci erau cu totul, păreau cu totul alți oameni. Adică ăia erau tribul de apași, ăștia erau niște turiști. Pentru că vedem aparențele. Care veniseră în vizită la Curtișoara. Deci nu i-ai fi recunoscut dacă te uitai și la unii și la alții fără să spună cineva. Dar e foarte important, așa cum spuneai, să păstrăm aceste tradiții. De asta am făcut această emisiune Rădăcini, pentru că noi încercăm chiar și patrimoniul imaterial. Iată, aceste dansuri, da? Aceste ritualuri, le păstrăm pe peliculă, da? Da, aceste înregistrări. Video. Asta este o dovadă de păstrare a patrimoniului imaterial. La fel, tradiția noastră locală. Chiar ne uitam în genericul și în promo la emisiunea Rădăcini, era acolo ultima fotografie de la joimărelele făcute împreună la Curtișoara înainte de Paști. Cred că putem reveni la discuția dinainte de a începe emisia în Sat TV, pe care am avut-o undeva pe aici prin preajmă, acum ceva timp, și să avem în curând 10 ani de la Vertical și de la Ensat TV. Da. Acestea sunt în mijloace media, în măsura în care se arhivează sau sunt bine arhivate, sunt mijloace media care sprijină conservarea tradițiilor populare. Și acum, bănuiesc că nici nu aveți ca muzeu, întrerup puțin, nici aparatura și nici specialiștii care să facă stocarea asta pe imaterial. Vreau să vă expun situația Institutului Brăiloiu. Institutul Brăiloiu a avut cea mai importantă arhivă din Europa. După cutremurul din 77 are cea mai importantă arhivă din estul Europei. S-au pierdut foarte multe, dar au rămas. Acum sunt puține institute sau care au forța respectivă sau care sunt susținute material încât să facă aceste arhivări destinate de patrimoniului imaterial. Unde mai punem că sunt anumite incantații sau anumite aspecte cu caracter magic sau magico-religios care
spune țăranul sau spune săteanul se fură, spre exemplu bocitul, bocitul sau descântecul. Eu am niște bocitoare filmate, vă trebuie? Ei, sigur, le avem, știm că sunt în siguranță aici, da, ne trebuie, sigur. Descântecul sau așa mai departe, care se transmit fără a fi învățate. Aceste părți de incantații bănuiesc că se află și în în dansul amerindienilor, modul în care realizează pașii, ceea ce comunică inclusiv prin gesturi, prin mimică, sunt elemente de patrimoniu imaterial. Ei, nu degeaba v-am adresat întrebarea dacă aveți aparatura. Știam că nu aveți, dar trebuie să știe și telespectatorii. De aceea ne bucurăm și vă mulțumim pentru colaborare și pentru ajutorul oferit. Tocmai, deci, dragi telespectatori, e pentru că avem acest profil de iubitori ai patrimoniului material sau imaterial al României. Așa ne-am născut noi, așa e și verticalul. Iubim tradițiile, am făcut emisiunea Rădăcini, dar avem un parteneriat cu Muzeul Județean Gorj. Ei ne ajută cu specialiști de câte ori avem, iată, o emisiune de profil. Ne găzduiesc filmările de muzică populară, iar noi facem cu mare drag filmări la aceste tipuri de subiecte pe care pentru noi sunt subiecte, pentru muzeu sunt proiecte, dar tot ce înseamnă patrimoniu imaterial și chiar și material le stocăm, le punem frumos pe DVD și le predăm, iar muzeul are deja un început de arhivă, dragii mei, cu aceste materiale făcute de ENSA TV și noi ne mândrim pentru că reușim o astfel de colaborare, pentru că deci muzeul nu are aparatură, noi avem nevoie de specialiști și iată, colaborăm și iese ce trebuie și ce ar trebui să facă și alte instituții de cultură din România. Mai greu cu tradiția muncii colective. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii, motiv pentru care aș vrea să ne gândim la niște concluzii legate de... N-avem feedback-ul pentru amerindien, dar ne mai întâlnim. Da. Ne mai întâlnim și vorbim. Dacă v-a fost greu în proiectul ăsta, că știu că tremurați un pic așa, când, mamă, vin americanii, aoleo, vin indienii, mamă, trebuie să plecăm în America, ei n-au plecat niciodată în America cu un proiect, nu? Și nici în alte țări, bănuiesc, muzeul. A făcut muzeul Gorjului chestii de genul ăsta până acum să plece așa să reprezinte România? Nu, este prima dată. Prima dată. Cu mare succes. Am chiar început foarte bine. Și nu cred că nici alte muzee au fost atât de bine primite sau nu au avut posibilitatea chiar de a accesa. Chiar vorbeam cu doamnele de la ambasadă, am verificat site-ul Alianței Americane a Muzeelor, la care noi avem proiectul câștigat și anul acesta, de fapt 2014, nu s-a înscris niciun muzeu din România pentru acest program Museums Connect. Cu noi, anul trecut, s-au înscris încă 3 muzee, dar n-am câștigat decât noi din România, iar anul acesta niciun muzeu. Aole. Și da, întrebarea poate avea parțial și un răspuns, și anume faptul că majoritatea instituțiilor, firmelor, ONG-urilor din România sunt orientate spre fondurile europene. Cele americane sunt mai puțin cunoscute, America e departe, poate și de asta un pic de... cum să spun, neîncredere, de aceea. Poate fi și asta una dintre explicații. Da, dar și faptul că totuși s-au înscris anul trecut 3 muzee și că a câștigat doar Gorjul, da, ne face mândri. Important. Exact, exact. E ceva important. Cât un minut pentru fiecare, ca să transmitem telespectatorilor noștri cum trebuie păstrat patrimoniul material și imaterial, să-i invităm să-l păstrăm împreună. Cu pasiune pentru tot ce au moștenit și cu grijă, cu atenție pentru tot ce au moștenit. Absolut tot ce ai moștenit este valoros. Să le ștergem de praf acele obiecte, să le punem la loc de cinste. Și nu doar obiectele, și învățăturile, și ce spunea bunicul când te ținea pe genunchi, și orice. Și mai am eu o vorbă, nu că vreau acum să adunăm patrimoniul la muzeu, dragii mei, dar vă sfătuiesc, dacă aveți obiecte prin pod, prin pivniță, prin casă, pe care nu le mai doriți pentru că sunt vechi, pentru că muzeul le primește. Eu vă sfătuiesc să le donați, pentru că bani nu sunt mulți la achiziții. Ei au sufletul mare, dar n-au bugetul foarte mare.
Da. Eu vă sfătuiesc să le donați la muzeu și numele dumneavoastră va fi trecut acolo pe un bilețel alb. Va rămâne donat în istorie. Va rămâne în istorie. Și încă ceva, aveți dreptul de câte ori aveți poftă să vă duceți la muzeu să ziceți ce mai face obiectul meu. Deci vi se recunoaște dreptul de donator în continuare. De altfel, chiar acum ați primit o, sau ați făcut o achiziție. Este achiziție, da. Din zona Bălănești, o poartă monumentală. O poartă monumentală. Alina, următorul proiect? Lucrăm la ceva proiecte pentru la toamnă. Sperăm că vor fi aprobate. Nu spunem încă nimic, să nu desconspirăm. Tot internaționale. Tot internaționale. Tot pe tradiții și obiceiuri. Extraordinar! Vă felicit pentru activitatea pe care o faceți acolo la muzeu, pentru faptul că Muzeul Gorjului nu mai este un depozit de obiecte vechi. Este un depozit de obiecte vechi care sunt puse în valoare. Bine practic, precizat. Este capătă viață, devine asta. Activ. Asta e important și așa cum vorbeam și în reportaj cu Albinel, aș vrea să văd, a început pe proiecte să prindă viață, dar ar fi frumos ca Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara să fie permanent plin de viață și de activitate. S-ar putea face asta? Da, se poate. Cu un pic de voință și mai puțină limitare a eforturilor. Da. Vă urez spor la treabă, dragilor, mă bucur de frumoasa noastră colaborare și vă invit și pe viitor, oricând aveți ceva de spus telespectatorilor la emisiunea Rădăcini. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Și mulțumim și telespectatorilor noștri, fără dânsii emisia noastră și a dumneavoastră n-ar avea efect. Păi n-am avea cu ei. Și muzeul n-ar exista. Și comunității locale. Și cărora ne adresăm. Da. Cu siguranță. Deci mulțumim, dragilor spectatori, că existați. O seară bună. La revedere.